Masterchef anul ăsta au servit ceva ceva nu era pe vremu. Avem noi niște avantaj de partea noastră. Avem trei șori de aur. Noi trei. Șor de aur asta nu primește oricine. Primește cine se dai niște o farfurie, mâncarele bună, prezentația, artă și primește șor de aur. Ce înseamnă asta? Se intră direct la top 18. Personal, cred că va fi cea mai bună emisiune Masterchef ce a fost rulată în România până acum. Dacă genialul în farfurie și pe TV de acum câțiva ani era extraordinar, astăzi este doar la nivelul ăla de normal, iar ce se va întâmpla din 9 septembrie după ora 22:30 va fi senzațional. Se anunță foarte, foarte frumoasă, colorată, bogată, îmbogățită, mai matură, mai complexă, din toate punctele de vedere. Am fost mare fan al emisiunii și mi-a deschis așa apetitul pentru a găti mai mult acasă. O fac doar atunci când îmi doresc și îmi place să fac asta, nu când mă simt constrânsă sau obligată, atunci comand mâncare. Și le-am văzut acum reacțiile șefilor urmărind primul episod al emisiunii și, Doamne, deci îmi place de ei, nu mai pot. Curcunoții noștri, la ora actuală, n-am știut că există așa ceva în țara noastră, în România, niște concurenți și deja este două, trei persoane din ei, eu vreau să angajez la restaurantul meu. Avem o generație de oameni acum care vor să meargă spre domeniul ăsta și o spun din punctul meu de vedere, fiind foarte tânăr și trăind acum în era asta a bucătăriei care se dezvoltă, sunt oameni care stau acasă foarte mult și trăiesc pentru chestia asta. Eu ce am văzut acum, de când am început noi, preselecții, audiții, tot, cred că România în următorii 10 ani de zile ar putea foarte bine pe plan european să ajungă cu o bucătărie corectă și bine, bine definită, numai prin oamenii ăștia care trăiesc acum și fac bucătăria. Ce vedem noi? Ce dăm noi? Masterchef? Ce dă anul ăsta? Haideți să spun ce așteptări n-ar trebui să aibă prietenul meu. Deci n-ar trebui să se uite la Masterchef și să creadă că eu pot să fac sau că ar trebui să fac ceea ce vede el acolo. Am așteptarea să mă uit singură la Masterchef. Asta e ideea. Sunt convinsă că o să fac o treabă grozavă. O să ne aducă noul Masterchef. Sunt și amuzanți, spirituali, frumoși, tineri, toți. Dacă un concurent la edițiile anterioare de Masterchef ți se părea spre finalul competiției genial, astăzi acei concurenți geniali sunt la nivelul de plecare. Pentru că oamenii sunt foarte, exact cum spune și Silviu, foarte se evoluați. Fiecare episod se evolua foarte, foarte bine. Eu știu, am făcut emisiune și știu ce asta televiziune, știu ce asta bucătăria. Dar anul ăsta, ce se întâmplă cu concurența, n-am știut există așa ceva pe piața românească. Oameni pasionați, oameni care își pun sufletul în farfurie, oameni care acceptă corectarea lor pe parcurs, oameni care își recunosc greșelile, care știu fie să lucreze pentru persoana proprie, fie să lucreze pentru grup, pentru că o să vedeți în serial, sunt momente în care trebuie să formeze echipe, oameni care trec peste orgoliu, trec peste supărările personale și plin de zbucium și de forță, o să facă lucrurile ca să fie bune și să lucreze pentru întregul tot și oameni care cu toții la urma urmei, pun număr la umăr să devină următorul Masterchef al României. Aș putea spune că aș vrea să învăț să gătesc, dar probabil că nici măcar șef Haddad n-a reușit să mă facă să gătesc. Vreau să râd la glumele lui Haddad, vreau să îi văd pe concurenți, pentru că am deja un preferat, deși nu vă spun cine este, sau o preferată, cine știe. Și vreau să văd ce mă surprinde, pentru că am atât de multe așteptări. Adevărul este că întotdeauna am fost fascinată de acest subiect de gătit, de bucătărie, de cooking show-uri. Care sunt criteriile pe care voi vă bazați în momentul în care jurizați? Eu cred că toată lumea o să se aștepte în emisiunea asta să vadă niște personaje
categorisite, știi, ăla bun, ăla rău, ăla atent. Nu avem, sarcinile noastre sunt împărțite de data asta și se schimbă, cred că, în funcție de concurent și în funcție de probă. Cred că vom evolua și noi odată cu concurenții și odată cu show-ul în sine, așa vom evolua și noi. Ce așteptări aveți voi de la această emisiune? Să învățăm să gătim, în primul rând, pentru că ne avem habar. Și să ne transmită oamenii de acolo emoția care este, șefii să fie la fel de mișto cât au fost până acum. Și da, ne vom uita, cu siguranță. Și mai ales să ne se facă gura apă în timp ce ne uităm. Da, da, da. Nu va fi momentul în care ăla-i rău, ăla-i bun, ăla-i 50-50. Vrem de la concurenți să depună tot sufletul și toate cunoștințele necesare, să fure meserie din sfaturile care să dau în fiecare moment al jurizării, să înțeleagă ce se cere de la ei și cred că suntem un juriu care nu va pune frână și va opri, va tăia aripile fluturașilor, ci vor încerca să șlefuiască și să conducă concurenții astfel încât să câștige chiar cel mai bun. Este un nou format, mult mai mișto, cu oameni foarte profi, care efectiv știu ceea ce fac și am auzit așa câteva din culise și abia aștept să văd de luni până joi. Stați cu ochii pe noi! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.